Campania Jurnal TV Verde, lansată cu succes în 2010, a ajuns la cea de-a 14-a ediție. În acest an, evenimentul a avut drept obiectiv implicarea socială și sprijin corespunzător pentru salubrizarea scoarului Jurnal TV din parcul Valea Morilor, unde am plantat 300 de arbuști. Am optat să ne adunăm împreună cu partenerii Jurnal TV, împreună cu prietenii noștri, cum o facem an de an, să venim să continuăm faptele bune în scoarul Jurnal TV. Am început lucrul la acest scoar acum 5 ani. În fiecare an am reușit să facem, să schimbăm câte ceva și astăzi mă bucur că suntem practic la final și acest scoar din Parcul Valea Morilor, scoarul Jurnal TV, de azi înainte va arăta cu totul altfel. Să păstrăm ceea ce reușim noi să facem, ca ulterior toată treaba asta să înflorească. Și dacă fiecare dintre noi o să gândească așa, orașul ăsta într-adevăr mult mai repede o să se schimbe la față. În cadrul campaniei, prezentatorii Jurnal TV, voluntarii și partenerii s-au implicat direct în activitățile de îngrijire a spațiului verde, au organizat activități de voluntariat într-un eveniment interactiv cu muzică, distracție și surprize. Noi ne bucurăm pentru că noi știm un lucru exact, că cei care am participat astăzi aici nu vom rupe și nu vom deteriora, pentru că am făcut un lucru bun și eu de fiecare dată, chiar când trec aici cu băiatul, îi spun, uite, tata aici a făcut. Cum tata? Tu tata ai făcut? Da, cu Jurnal TV. Noi, ca instituție media, ca un colectiv mare, o familie, trebuie să dăm dovadă de responsabilitate, astfel să-i îndemnăm și pe oameni să facă un lucru bun. Cred că această inițiativă este una demnă de urmat și nu doar în această lună, dar tot anul împrejur. Campania Jurnal TV Verde este mai mult decât o simplă acțiune de salubrizare a spațiului verde. Este o oportunitate pentru comunitatea locală, companii și organizații să se implice activ în protejarea mediului și să promoveze valorile de responsabilitate socială. În acest an am fost susținuți de partenerii Moldincombank, Lagmar, Equilibra, Ковина и Арбом. И именно вот этот эвенимент, вот это мероприятие, это для нас важно. И я очень горжусь тем, что наши люди из нашего банка, там больше 70 человек, здесь и работают над этим, и покажут и нам, и всем обществом, что надо этим заниматься. Есть невое де импликаре в то, что face societatea noastră, este nevoie de implicarea fiecărui cetățean, nu din numai din Chișinău, din toată Republica Moldova, ca să înverzească orașul, țara. Toată lumea cred că știe că este un brand eco-friendly, este un brand bazat pe tot ce este natural și cumva suntem în legătură cu acest eveniment frumos. Cum apa Bucovina provine dintr-un ținut ce menține echilibrul dintre natură și om, astăzi ne-am alăturat acestui eveniment frumos și important ca să menținem un echilibru în natura din Chișinău, în Parcul Valea Morilor. Для нас очень важно делать все возможное, чтобы наша страна была более зеленой. И вот такие мероприятия, которые объединяют наше общество, должны проводиться намного чаще. Campanie susținută de Moldincombank, mereu alături. Lagmar, apartamente pentru trai și investiții. Equilibra, produse de îngrijire și suplimente naturale. Arbom, asociația pentru dezvoltarea comunității bulgarilor din Republica Moldova.